Bună, dragilor, stângilor de aștar. Sunt foarte bucuros să pot comunica acum cu voi. Zorii unei noi reapar acum. O parte din ADN-ul vostru a fost activat. Toți cei care nu cred, nu înțeleg și nu simt se vor întoarce, vor înțelege și vor simți. A început deja primul val și activările primului val. Pornesc în misiune toți cei pe care noi am considerat că trebuie să intre în primul val. Vă avertizez, vor fi capcane. Vor fi piedici. Începutul nu este ușor nicăieri, dar mergeți înainte. Urmați-vă chemarea sufletului. Totul va fi așa cum este dat din ordine divină. Navele noastre se apropie din ce în ce mai mult de pământ. Forțele luminii capătă din ce în ce mai mult teren. Suntem cât mai aproape de voi. Pe zi ce trece, nici măcar nu vă dați seama. Plasma pe care am trimis-o pe pământ în urmă cu câteva zile va fi din ce în ce mai puternică și mai activată, iar cei din primii val o vor simți primii. Urmați-vă misiunile chiar dacă va trebui să vă părăsiți casele, să vă schimbați locurile de muncă. Să începeți lucruri noi pe care le simțiți nu foarte concret. Este epoca lucrurilor mai puțin concrete. Vine o eră în care toți va trebui să mergem pe ceea ce simțim. Noi, cei din Federația Galactică, suntem și vom fi întotdeauna alături de voi. Perioada aceasta până la sfârșitul anului 2020 va fi o perioadă grea. Veți avea încercări pe toate planurile. Veți simți lucruri noi pe care nu le-ați simțit până acum. Vor fi curățări foarte intense, atât fizice cât și emoționale. Nu veți duce ușor această perioadă, dar nu uitați nicio clipă, noi suntem lângă voi. Pentru cei din primul val și din prima linie, care deja lucrează cu energiile, care sunt deja pe un drum, vă rog, începeți să lucrați cu elementele, începeți să lucrați cu dragonii, începeți să lucrați cu salamandrele. Numai așa veți putea deveni proprii voștri creatori. Numai așa veți putea crea propria voastră lume și propria voastră viață. A cincea dimensiune nu veți putea atinge
decât atunci când veți avea oarecare maestrie. Maestria de a lucra cu elementele. Atunci când inima voastră va fi suficient de deschisă și plină de iubire necondiționată, încât să vreți să vă faceți cu orice preț misiunea, misiunea divină, și să-i ajutați pe cei din jurul vostru. Ați depășit deja faza de a lucra doar cu gândurile voastre și cu stările voastre. Treceți la partea a doua. Conectați-vă cu Mama Pământ și cu elementele. Începeți să lucrați cu ceea ce nu se vede, cu ceea ce se simte. Noi suntem alături de voi și vă vom da ajutor fiecăruia dintre voi după misiunea pe care o aveți și după evoluția pe care o aveți. Încă o dată, suntem alături de voi și vă ajutăm în tot ce faceți. Mai este puțin timp. Încercați să vă pregătiți.